Bună ziua, sunt dr. Valin Toitoi, sunt medic specialist ORL, sunt din Sfântul Gheorghe. Am terminat facultatea de medicină la Târgu Mureș în 2013 și acolo am făcut și rezidențiatul până 2018 la clinica ORL Târgu Mureș. După aia am luat examenul de specialitate și încă un an am continuat acolo activitatea. Din 15 noiembrie fac parte din echipa secției ORL aici la Bistrița. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna doctor Iulia Fimu, medic specialist neurolog și cu dublă specialitate și pe bani fizioterapie, dânsa se va prezenta. Bună ziua, mă numesc Iulia Fimu, am dublă specialitate neurologie și recuperare fizică și fazmologie, competență în ecografie musculoscheletală, am terminat facultatea la Cluj, am lucrat la, înainte la Spitalul de Recuperare Polaris în Cluj și sunt în echipa de neurologie de la 1 ianuarie. Mulțumesc! Doamna dr. Avram Paula, medic specialist diabet zaharat. Bună ziua, mă numesc Avram Paula, mă bucur că m-am putut întoarce acasă, am terminat liceul Iubrăgeanu aici, 10 ani de facultate și specialitate la Cluj pe diabet nitrite și boli metabolice și 2 ani am lucrat în sistem privat, în contract cu casa, clinică specializată mai mult pentru îngrijirea piciorului. Și acum lucrez la policlinică, în cabinet ambulator. Mulțumim! Domnul doctor Elisei Radu, medic specialist chirurgie generală. Bună ziua! Mă numesc Elisei Radu, sunt medic specialist chirurgie generală. Sunt deloc din Arad. Facultatea am făcut-o la Cluj Napoca, am absolvit în 2008. După aceea am făcut rezidențiatul în chirurgie generală tot în centrul Cluj Napoca. Din 2016 sunt medic specialist chirurg. Sunt la Bistrița, în echipa Spitalului Județean, din 1 septembrie 2018, iar de la, din 2016 până am venit aici, am făcut cursuri post-universitare și am avut competență în chirurgie laparoscopică, în chirurgie oncologică la București, chirurgie laparoscopică la Cluj și ecografie generală la Cluj. Și în toată această perioadă am început doctoratul la Centrul Universitar Cluj Napoca cu tema optimizarea metodelor de training și tratament în cancerul rectal, în domeniul de care am ocupat restul de am făcut la sfârșit în timpul rezidențiatului și șurcă eu. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul doctor Țiriac Răzvan, medic specialist medicină legală. Bună ziua! Mă bucur să mă aflu astăzi aici, în acest frumos oraș. Numele meu este Țiriac Răzvan, sunt medic specialist în specialitatea medicină legală. Am absolvit Facultatea de Medicină de la Cluj, promoția 2014. Am efectuat perioada de rezidențiat tot la Cluj, sub îndrumarea directorului Costel Siserman. Și începând din luna februarie, voi fi noul dumneavoastră coleg. Sper într-o colaborare foarte bună și promit să dau 110%. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna dr. Pop Estera, medic specialist neurochirurg. Bună ziua! Mă numesc Estera Alexandrina Pop, sunt din Alba Iulia, mi-am terminat facultatea de medicină la Timișoara. Pregătirea am făcut-o la Cluj Napoca, sunt în urmarea domnului profesor Florian și a doctorului Maio. Am venit aici în Bistrița din 1 ianuarie, împreună cu colegul meu. Mă bucur că mă aflu aici alături de dumneavoastră și să sperăm că lucrurile vor merge bine în continuare. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul doctor Leac Savi, medic specialist neurochirurg. Bună ziua! Numele meu este Leac Savi Florin. Sunt de rog în Piatra Neamț. Am terminat Facultatea de Medicină la Iași. În timpul facultății am avut un schimb de tip Erasmus la Cluj. M-am lipsit de atmosfera de acolo. Am mers în anul 5 la Cluj. Mi-am terminat studiile la Iași. Apoi am revenit să
fac rezidențiatul pe neurochirurgie sub atenta normale a domnului profesor Florian. Am terminat anul trecut, mi-am dat examen în specialitate, sunt medic specialist neurochirurg, sunt căsătorit, sunt norocos, am doi copii, din toția mea... Florin, nimeni nu-i perfect, să știi. Nimeni nu-i perfect. Toția mea este medic rezident la Cluj-Napoca pe anatomie patologică în anul al doilea și am venit din două motive mari, la Bistrița, odată pentru condițiile pe care le-am văzut oferite în spital și, în al doilea rând, pentru al meu coleg, Fargaș Andrei, care este, după părerea mea, cel mai bun pe cadra Cluj, dintre medici. Mulțumesc! Doamna doctor Pop Ioana, medic specialist pediatru. Bună ziua, mă numesc Pop Ioana Monica, sunt medic specialist pediatrie. Sunt de origine din Alba, am absolvit Universitatea Iuniunatică în Cluj-Napoca în 2005, apoi am urmat cursurile rezidenția de pediatrie în clinica pediatrie de Cluj-Napoca. Din 2011 am lucrat ca medic specialist pediatru în clinica Sanovil, pe secția de pediatrie și neonatologie. În acest interval am dobândit competența în ecografie generală, un master de neonatologie și din ianuarie 2019 lucrez pe secția de pediatrie a Spitalului Județean de Sfântul Bistrița. Mulțumim! Doamna dr. Salvan Carmen, medic primar radiolog. Sunt doamna dr. Salvan Șașor, sunt medic primar radiologie magistrică medicală, sunt doctor în medicină. Am absolvit cu foarte mulți ani facultatea de medicină de Cluj, în urmă. Deci mă simt onorată să fiu printre tinerii colegii din stat aici. Am efectuat un stagiu de cercetare în Statele Unite, în neuroradiologie. În ultimii ani am lucrat la Universitatea din Graz, în cadrul clinicii universitare de radiologie. Am dobândit pe parcursul anilor toate competențele care țin de specialitatea noastră. Mă bucur că am revenit. Îi mulțumesc domnului manager pentru oportunitatea aceasta. Mă bucur că s-au achiziționat aparatele de înaltă performanță. Sunt o realizare a domnului manager și a echipei sale și a Consiliului Județean, desigur. Cred că am ajuns la o normalitate în specialitatea noastră, o normalitate pe care eu am așteptat-o de 20 de ani. Cu atât mai mult mă bucur că în sfârșit se întâmplă și la noi. Avem o echipă tânără în radiologie, și medici, și asistenți, și sperăm să facem pașii necesari în direcția bună. Mulțumesc! Domnul doctor Udrescu Fitus, medic specialist radiolog. Bună ziua! Mă numesc Udrescu Fitus Ovidiu, medic specialist radiolog. Experiență ca specialist aproape 5 ani, 5 ani de rezidențiat, la care noi sunt 10 ani de zile. Vreau să vă spun că în 2014 făceam parte din prima generație care de rezidenți care au dat rezidențiatul pe post, care s-au întors în spital în Bistrița. Am lucrat un an jumătate, după care am decis să mă duc un pic spre terenuri mai magistice. Mă reîntorc acum când, cum spunea și doamna doctor, radiologie magistică din Bistrița, din Spitalul Județean de Urgență, este completă, este la un nivel care și-l dorește orice radiolog, orice specialist. Vin și eu cu aportul meu de experiență și vrem să asigurăm toți colegii noi că colaborarea va fi în cei mai buni termeni. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna dr. Germas Amelia, medic primar ORL. Bună ziua, mă numesc Germas Amelia, sunt de logiul Nicu Vulcea, am terminat medicină generală și specialitatea mea cu Cluj-Napoca, am lucrat în privat, în contract cu casa, până în martie 2018. Și mă bucur să mă apropie de dumneavoastră. Mulțumim! Am terminat Facultatea de Medicină din Iași.
Am susținut examenul de rezidențiat la Cluj, am fost medic rezident la Târgu Mureș, am finalizat acolo, am dat examenul de specialitate tot la Târgu Mureș și mi-am ales ca centru universitar Bistrița. Îmi place foarte mult orașul, îmi plac oamenii foarte mult și am decis să mă stabilesc aici. Mulțumesc! Domnul doctor Bârciu Andrei, medic specialist gastroenterolog. Sunt Mona și bună ziua, sunt Andrei Bârciu, care sunt al treilea din județul Alba. Eu sunt din Țara Moților, sunt primul orășel numit Câmpeni. Am venit la Bistrița de un an de zile, un an și două luni, cu intenții bune. Aici am fost primit cu brațele deschise de toată lumea și de echipa managerială. Vreau să facem lucruri bune, ca și la capitol, să zic, competențele, pot să vă enumăr endoscopia diagnostică și intervențională, pe care, nu știu, drumul acesta avem sărbătătorim de acum, ecografia generală și în viitor, știu eu, ERCP-ul, care sunt chestii mai futuriste, care se... Poți să-și traduce ERCP-ul ăsta, ca să spune și eu? Cred că este puțin mai complicat, este o tehnică endoscopică, ce se practică doar în 5 centre universitare din țară și care eu sper pe viitor să se ajutăm pe oameni și la Bistrița. Notați-vă, domnule știu, că nu mai uitați. Am notat gata. Google-ul o să-mi dea detaliile necesare de seara. Mulțumesc frumos. Mulțumim. Doamna doctor Cuchioana, medic specialist hematolog. Bună ziua, bine v-am găsit. Numele meu este Alina Ioana Cuc, sunt din Alba. Din Onda Mugen, ne place Bistrița, deși sunt absolventă de Cluj în 2013, după care am rămas în institut până în 2016, de atunci sunt din 2017 încoace din maternitate. Am doi copii și după care am ales să vin la Bistrița, pentru că din spusele colegilor de generație pe care îi văd și acum aici, condițiile pentru ei sunt foarte bune și le pot confirma, pentru că mai mult în specialitatea mea de hematologie este nevoie de foarte multe pentru o corectă diagnosticare, de investigații de nivel mai înalt, pe care chiar le-am găsit și m-am bucurat foarte mult. Am o colaborare, deși sunt de scurt timp aici, din 10 decembrie doar, dar am avut deja parte de colaborare foarte bună cu colegii care sper să se mențină și pe viitor. Mulțumesc mult! Mulțumim! Doamna doctor Stănila Ana Maria, medic specialist cardiolog. Bună ziua, mă numesc Stănila Ana Maria, sunt în echipa secției de cardiologie de la 1 august 2018. Am terminat facultatea și rezidențiatul la Colina Poca. Vă mulțumesc! Mulțumim! Domnul doctor Marian Bogdan, medic specialist medicină internă. Bună ziua, mă numesc Bogdan Man, medic specialist pe medicină internă. Eu sunt din zona, sunt din Becuian. Am terminat la Cluj, facultatea și specialitatea. Iată, de o raritate, văd că se vine în Eu sunt din zona, am făcut rezidențiat pe medicină internă la Cluj. Am lucrat 2 ani ca student universitar în cadrul lumei pe Cluj. Am competență în ecografie generală și din 1 februarie sunt pe secția de medicină internă la Spitalul Județean. Doamna doctor Man Ioana, medic specialist dermatolog. Bună ziua, numele meu este Ioana Man, sunt medic specialist dermatologie și venerologie. M-am născut, am trăit în Dej, am copilărit în Dej, facultatea și rezidențiatul l-am terminat în Cluj-Napoca, am absolvit facultatea de medicină în 2009. Rezidențiatul meu s-a prelungit cu aproape 4 ani, având în vedere că am 2 copii, am rămas în maternitate și am venit în Bistrița cu gânduri bune. L-am urmat pe soțul meu, am venit în, pe terenul lui. Pe terenul lui, exact. Din data de 1 februarie sunt în ambulatorul Spitalului Județean de Urgență Bistrița. Mulțumesc! Mulțumim!
domnul dr. Burlac Oleg, medic specialist medicină de urgență. Da, Burlac Oleg mă numesc, nu sunt rus, sunt doar moldovean. Oricum, în spitalul Bistrița se pare că jumătate sunt din Alba, jumătate sunt moldoveni. Câțiva sunt locali mijloați. Deci, am reușit să cucerim. Absolvent al Facultății de Medicină din Cluj. În 2010, rezidențiatul tot în Cluj l-am făcut. Am lucrat și 2 ani ca medic specialist în cadrul Spitalului Județean de Urgență pentru Copii, cu o echipă extraordinară. M-am mutat pentru familie, deci m-am măritat, practic. Nu-mi pare rău că m-am mutat, cu toate că vreau să zic că m-am mutat la niște condiții mult mai grele, deci clar, în partea de urgență sunt niște condiții poate 80-90% mai greu. Dar, mă rog, nu-mi pare rău și cred că dacă este și deschidere din partea conducerii, atunci vom putea face și aici niște lucruri, chiar și pe secția de urgență, unde e frontul, prima linie, bătălii și așa, dar și acolo cred că s-ar putea îmbunătăți niște lucruri. Să fie deschidere și oameni. Cred că sunt cel mai recent, sau nu știu, din noiembrie 19, noiembrie sunt aici în Bistrița. Am terminat în 31 decembrie 2017 la Târgu Mureș, specialitatea ortopedie, traumatologie. Mă bucur că sunt aici. Le-a urmat pe Bogdan Bubu, înțeleg. Poftim? Le-a urmat pe Bogdan Bubu, care vei trebui de conoscut. Exact, da, da. Doamna director financiar întreabă dacă ești căsătorit. Nu știu, nu ești, am înțeles.